Personalul medical este același, da? De când a început pandemia de coronavirus, medicii se luptă să fie totul bine, să aducă pacienții pe o stare de sănătate mult mai bună, pe picioarele lor, cum ar veni. Cum vedeți starea colegilor dumneavoastră? Cum arată? Lucrurile sunt extrem de delicate în această zonă pentru că apar mai multe probleme. Pe de o parte, numărul mare de pacienți, noi lucrăm cu aceeași personal, așa cum spunea și dumneavoastră, care are zilnic 20 de pacienți peste numărul pe care ni l-am asumat că putem să ducem la personalul pe care îl avem și asta înseamnă supra-solicitarea celeiași asistente, aceleiași medic sau persoana auxiliară, infirmiere și îngrijitoare. Pe de altă parte, cazurile de pacienți critici, cazuri extrem de severe, care se sting sub ochii noștri cu toată intervenția pe care o avem, cumulat cu dramele pe care le vedem pentru că avem familii care știm că se sting nu neapărat toți membrii în același spital sau tot la noi, dar aflăm de la rudele care vin să ridice persoanele decedate că soția a murit ieri într-un alt spital, soțul a murit la noi și practic rudele rămase în viață trebuie să găsească soluții pentru a face această înmormântare creștinească, dar este extrem de dificil. Și atunci, aceste lucruri nu au cum să nu te impacteze. Sigur, am încercat în mare zona asta să nu ajungem în momentul în care vom constata că suntem în burnout și nu avem ce să facem. Și printr-un gest absolut de admirat, aș spune eu, și prin care și care și mulțumesc domnului doctor Cristian Andrei, el vine săptămânal sau dată la două săptămâni în rândul nostru, rândul personalului, cu ședințe scurte în care să ne învețe cum să depășim momentul de burnout, cum să reușim să ne relaxăm și poate mai mult decât atât, cum să reușim să comunicăm cu un pacient care este practic cu o viață complet schimbată în momentul în care ajunge în terapie intensivă sau și în secție, care are nevoie de oxigen și nu mai poate nici măcar să se ridice la marginea patului pentru că reprezintă un efort să bea o gură de apă. Și acest tip de pacient trebuie oarecum petrecut, termenul îi aparține, dar cred că exemplifică foarte frumos importanța pe care o are vorba bună, empatia față de pacient și sprijinul moral pe care pacientul așteaptă până la urmă de la personalul medical. Cu toate aceste eforturi pe care le facem și le fac și cei din jurul nostru și ne ajută, situația este extrem de dificilă și personalul este obosit, este supra-solicitat și care este aici. Este aici pentru cei care au nevoie de noi, suntem aici cu toții și sper încet și treptat să ieșim din perioada asta extrem de dificilă.